Seara, spunem tuturor ascultătorilor postului de radio Bioeden Life România. Mai devreme, adică fix la ora 20, ne-a fost cumva jenă să întrerupem piesa aceea frumoasă a lui Havashi, un compozitor talentat, pentru că iubim foarte mult muzica, iubim tot ceea ce este de calitate. Și dacă vorbim de calitate, în seara aceasta, iată, vă aducem din nou calitate, în cadrul emisiunii Responsabilitate pentru Sănătate, coordonată de tehnician nutriționist Nicușor Ploșniță. Invitatul din această seară este Vasile Ignat, pe care l-ați mai auzit în ultimele trei ediții ale emisiunii noastre. Îi spunem bună seara! Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră a postului de radio! Suntem încântați să-l avem pe acest om deosebit alături de noi și nu pentru că este el, să spunem așa, glumeț sau plin de energie tot timpul, dar pentru că are niște povești de viață extraordinare din care avem de învățat cu toții. Poveștile de viață pe care Vasile Ignat le-a rostit în ultimele trei ediții au pus pe gânduri unii ascultători, alții au decis să revină, să continue să ne asculte și să se edifice asupra ceea ce are de transmis ca mesaj Vasile Ignat. Pentru toți cei care au decis ca astăzi să ne asculte, le spunem bun venit, pentru că avem o continuare a poveștii despre planta miraculoasă de aloe vera. Vasile, este planta aceasta miraculoasă în natură? Da. Mulțumesc pentru invitație. Vreau să spun că totdeauna când vin la emisiunea dumneavoastră, vin așa cu o poftă de viață. De fapt, zi de zi, parcă simt că sunt mai sănătos, mai energic, mai plin de Păi, dumneavoastră aveți energie tot timpul. Da. În seara aceasta aș vrea să continui ceea ce am prezentat în serile trecute, adică joia în special, la orele 20, și în seara aceasta vreau să vă prezint în continuare produsele care le-am folosit eu pentru regenerarea părului. Mulți lume, când se uită la podoaba mea capilară, spune că, vai, domnul Vasile, v-a crescut părul. Eu, părul oricum creștea, dar produsele de aloe vera sunt foarte bune și ca drept dovadă am venit în seara aceasta cu produsele la mine ca să vi le prezint ceea ce eu am consumat. Nu am încercat, eu le-am chiar consumat. Vă referiți când spuneați mai devreme că podoaba capilară, dar văd că ne-ați adus și aici de față, ne-ați adus ceva pentru bărberit. Aveți și ceva de bărberit, Avem și nu? Ceva pentru bărberit. Dar adică această companie cu care lucrați dumneavoastră are cam pentru de toate. Cam de toate, pentru uz extern și chiar uz intern. Uz intern noi am discutat în edițiile anterioare, nu? Dar probabil că nu le-am epuizat. Nu le-am epuizat, că sunt 200 de produse. Am înțeles. Și astăzi cu ce vreți să începem? Păi aș vrea să încep cu cum mi-am îngrijit eu podoaba capilară și mi-am regenerat podoaba capilară în zona unde, mai ales când după 30 de ani de caschetă militară, ca să zic așa. Hai să dăm un pic, pentru că avem fotograful oficial al postului de radio care se învârte pe lângă noi, să ne fotografieze un pic. La dumneavoastră în studio am adus aici șamponul jojoba de aloe. Deci o combinație între două plante deosebite. Jojoba este o plantă, aloe este altă plantă. Exact. Eu acest produs, în fiecare dată când fac baie, eu
aplic pe podoabă capilară un strat, lăs 10-15 minute să-și facă el efectul, ca să zic așa, să pătrundă până la rădăcina părului, se catifelează pielea, se regenerează celulele acolo, își face cum mai bine treaba, că eu nu sunt nici chimist, nici medic, dar vreau să spun că pentru mine acest șampon pentru mine a dat rezultate. E un șampon spumant sau deloc nu spumează? Da, este un șampon spumant, este un șampon foarte bun. Adică... îndeplinește toate condițiile ca orice șampon din comerț, ca să zic așa, dar în schimb are în compoziție aloe vera și acest produs adică aloe... este pe primul loc între ingrediente. Pe primul loc, ceea ce pe mine m-am îndrăgostit de el și chiar am văzut că dă rezultate. Aș vrea să vă întreb, dacă tot veni vorba de produse cu aloe, dumneavoastră ați testat cu siguranță până la vârsta aceasta foarte multe produse de pe piață. Ați văzut pe lângă produse cosmetice, adică săpunuri cu aloe, pastă de dinți cu aloe, eu știu, șampoane diverse cu aloe. Ați văzut și altceva în rafturile magazinelor? Probabil am văzut, avea curta denumirea de aloe, dar ați văzut șervețele cu aloe, ați văzut pernă cu aloe. Și Pampers scrie acolo. Și Pampers, și saltele cu aloe. Da, sunt foarte multe produse, dar după cum... Asta oarecum ne spune nouă, ne transmite un mesaj. Faptul că aloe este atât de apreciată și este folosită ca brand, este purtătoare de succes în multe afaceri, ne spune despre faptul că planta de aloe este cunoscută și este folosită ca imagine de către cei care îi cunosc eficiența. Poate nu totdeauna o saltea va conține aloe, pentru că practic nu vedem cum ar putea să includă într-o saltea aloe vera sau un săpun lichid de bucătărie, de spălat vase, să conțină aloe. Mai puțin probabil, dacă de obicei, dacă ne uităm pe etichete, acele etichete vorbesc foarte clar, etichetele, mai ales cele care scriu cu litere mici, cu caractere foarte mici, unde trebuie să te uiți cu lupa, acolo scrie ingredientul numit aloe, se află undeva pe ultimul loc. Dacă... Păi am văzut produse care avea 0,6% sau 0,00 sau 0,012, eu nu înțeleg. Dacă scrie aloe vera atât de puțin procentaj, când mă uit la produsele astea care eu le iau din această companie, mă uit că e procentul la sută foarte ridicat. Adică... chiar. Este primul ingredient de pe etichetă. De pe, și chiar și există așa ceva, că urma folosirii acestor produse chiar dau rezultate, fapt pentru care eu chiar nu mă despart de ele, eu și le recomand. Eu intuiesc că ce s-a petrecut în cazul dumneavoastră, deoarece în anii de serviciu pe care ați prestat pentru Armata Română, calitatea părului a fost influențată de purtatul caschetei sau de stilul dumneavoastră de viață, la modul general. Probabil. Așa, atunci când ați folosit aloe vera, aloe vera penetrează 7 straturi ale epidermii. Exact. Da, parcă dumneavoastră mi-a spus în emisiunea trecută că este un ingredient care ajută la penetrarea în adâncime a tuturor ingredientelor. Exact. Apa penetrează doar 2 straturi. Realizez acum că tot ceea ce este alăturat de aloe vera, pus alături de această plantă, este condus mult mai bine în adâncime, adică la rădăcina firului de păr. Da. Și jojoba contribuie foarte mult la regenerare. Deci hrănește celula firului de păr. Așa, o alimentează exact cu substanțele necesare pentru ca ea să se dezvolte. Exact cum unui copil în faza de bebeluș îi dai tot ce este mai bun, tot ce au părinții mai bun în casă, la fel și pentru dezvoltarea unui fir de păr, ne imaginăm că este în faza de regenerare, adică este ca un bebeluș, da? Și el are nevoie de toate substanțele și de tot ce este mai bun în natură. Exact. După ce termină... Dacă mi se permite poftiți, un pic, înainte de a
partea de științifică acum pentru dumneavoastră, ceea ce Vasile a intenționat să ne spună, este scris chiar mare, dar întrucât Vasile ne-a spus foarte sincer că nu este chimist, pentru cei care sunt cunoscători, acest șampon are un pH balanced, adică are un pH echilibrat și lasă un pH al pielii foarte echilibrat, adică nu este nici foarte acid, nu este nici foarte alcalin. Pentru cei care sunt cunoscători, șampoanele sau gelurile de duș sau toate produsele care curăță pielea de o manieră extrem de alcalină, deci o alcalinizează, nu fac decât să ajute pielea să devină mai sensibilă la diferite bacterii care o afectează. Deci pH-ul pielii, ca să concluzionăm, pH-ul pielii trebuie să fie ușor acid pentru a combate diferite agresiuni și invazii din partea unor virus sau bacterii. Mai departe, ce ne-a spus Vasile, că nu este chimist și vă spunem noi acum, acest produs, șamponul cu aloe și jojoba, este lipsit de sulfați, sulfații care sunt agresivi și care sunt prezenți în majoritatea produselor cosmetice și care dau anumite iritații și anumite alergii specifice de contact. Iată, un produs care căruia îi lipsește sulfații este deosebit de benefic și poate fi folosit, cred eu, și la un bebeluș, nu-i așa, domnul Vasile? Exact. Dacă îmi permiteți să continui, după ce am ieșit din baie și mi-am uscat părul, eu folosesc acest aloe first. Care adică dau, ați mai spus despre el. Da, pe el folosesc așa. După ce fac baie și first-ul am vorbit în emisiunea trecută că după ce chiar îmi întund podoaba capilară ca să aibă efect mai adică bine. Adică vreți să vă tundeți în vara asta? Păi vreau să mă mai tund o dată, să mai fac încă un tratament din asta, să pot folosi după ce mă tund, să aplic un first pe cap. Faceți un masaj cu diferite substanțe naturale, exact. Între care aloe first, care conține, așa cum vă spuneam data trecută, un cocktail de substanțe nutritive, adică plante medicinale, toate îmbăiate în aloe vera, exact. Și care aceste plante medicinale vor pansa, vor fi balsamice pentru... Exact, îmi creează o stare de bine așa după ce m-am tuns și am aplicat un strat cu acest aloe first. Așa, minunat. Deci nu mai aplicăm ca oamenii de la țară usturoi sau ceapă. Nu, ca, nu așa? Exact. Aplicăm ceva mai modern, adică nu modern. Practic aloe vera este de mii de ani. Este da, dar produsul pentru mine, vreau dar să produsul spun care a fost realizat de oamenii de știință este acest aloe first, care reprezintă un cocktail de substanțe extrem de benefice pentru piele. Exact. Iar nu durează prea mult și se usucă, că nu lasă pielea să fie umedă, să zvântă, cum să spun. Am înțeles, așa. Da. Iar seara înainte de culcare eu folosesc în fiecare, bineînțeles, când podoaba capilară este tunsă, că n-are rost să-l dau pe un strat atât de gros de păr care îl am acum des, da? Folosesc aloe vera jelly. Da. Este cu dungă verde. Este o cremă, bănuiesc, un pic mai viscoasă. Da, este o cremă verde, dar nu conținutul e verde. Conținutul e tot alb. Însuși dunga de culori este un cod de culori de identificare acestui. Și la ce mai puteți să folosiți? Pentru că vorbim de utilizări diverse ale plantei de aloe, numai pe cap o folosiți? El pot fi folosit orice zonă ale corpului, că e de uz extern. Așa, dați-mi câteva exemple de zonele intime, la zona intimă, de exemplu. De exemplu, în dormitor, să nu vreau ca să intru. Vă referiți la contactul intim, să îmbunătățească calitatea vieții intime. Exact. Am înțeles. Așa, și în călătorie și presupun, presupunerea mea, dacă îmi permiteți, presupunerea mea este că atunci când este folosit în timpul unei partide amoroase, să spunem așa, beneficiază ambii parteneri, adică fluidizează acolo și fluidizează, lubrifiază, dar și hrănește mucoasele. Da, și dezinfectează sau
vreau să spun, îmbunătățește acolo. Îmbunătățește calitatea actului intim, dar mă gândesc la ce ar putea să facă în situația în care... O protecție extraordinară pentru alți agenți chimici care pot apărea, da, eu știu, de pe... din substanțe de spălare, poate. Da, chiar, da? Și apa de la ghivetă, poate, da. Sau de, eu știu, din ce zonă mai pus mâna sau, pe nevașă. Sau dacă femeia are o rană pe col uterin, are un beneficiu de la aceasta. N-aș vrea să intre la părțile intime ale femeii, eu mă gândesc, dar că eu ca bărbat întotdeauna mă îngrijesc. Nu. Aici e vorba de o emisiune cu... cuplu, familie, da. Nu, este o emisiune cu tentă, să zicem, de sănătate. Adică noi căutăm, da, să aducem informația completă, ca omul să înțeleagă și să nu stea o fi bună, n-o fi bună. Credeți că i-ar folosi unei femei care are o problemă la nivelul acela? Cu siguranță poate să o folosească, dar eu, cum am venit în emisiunea dumneavoastră, eu am vrut să prezint pentru șamponul aloe jojoba pentru podaua capilară care mi-am regenerat părul. Pe urmă am folosit, după ce am ieșit din baie, am folosit aloe first-ul care i-am tras un strat subțire așa pe podaua capilară și în dormitor seara foloseam această cremă jelly aloe ca un tratament suplimentar. No, exact. Și acum că ele mai poate fi folosit și în alte zone, asta este foarte bine când conține produsul este de aloe. Să lăsăm un pic să-și dea seama ascultătorii despre intențiile noastre reale. O să punem un disclaimer de 1 minut și 15 secunde. Conținutul acestei emisiuni se bazează în întregime pe opiniile consumatorilor de produse naturale diverse, dacă nu este menționată altă sursă. Informația din această emisiune nu este menită să înlocuiască relația cu profesioniștii din domeniul sănătății și nu este concepută ca recomandare medicală. Ea reprezintă o împărtășire a experiențelor proprii, subiective, din comunitatea utilizatorilor acestor produse. Realizatorul emisiunii vă încurajează să luați propriile decizii de îngrijire a sănătății bazate pe studiu, investigație, experiență, în parteneriat cu o persoană bine pregătită, calificată în domeniul sănătății umane. Dragi prieteni, așa cum ați înțeles din acest disclaimer de 1 minut și 15 secunde, noi suntem aici pentru a relata, eu ca moderator îl ascult cu mare plăcere pe Vasile și îl provoc la diferite aspecte, îl provoc să ne spună mai multe, pentru că cu siguranță știe și a avut cunoștință de din anturajul dumnealui, a avut cunoștință de foarte multe cazuri în care planta de aloe s-a dovedit benefică. Eu personal am încredere că aceste produse funcționează, pentru că sunt adeptul medicinei alternative și tot ceea ce ne aduce natura este binecuvântat de la Dumnezeu și este lăsat pentru vindecarea omului, pentru că Hipocrate spunea: alimentele voastre să vă fie medicamente și medicamentele să vă fie alimente. Dacă putem folosi aloe vera în interior ca pe un aliment, cu siguranță el poate să fie și medicament la un moment dat, datorită gradului de puritate, datorită gradului în care el a fost prelucrat și stabilizat de o manieră foarte curată și livrat consumatorului final, astfel încât el să nu conțină agenții din aceștia de conservare. Spuneam tot de partea de îngrijire personală la bărbați, de data aceasta ne orientăm spre zona feței. Vasile a adus cu el o pastă, un gel de bărbierit, nu? Da, aloe shave. Așa se pronunță, aloe shave. Aloe shave, care eu îl folosesc la bărbierit. În momentul când vreau să
este nevoie să arătați bine. Să arăt bine, deci eu folosesc acesta prin pulverizare. Nu e pulverizator, e un gel foarte... Un gel care prin apăsare... Iese gelul. Iese gelul. El este un gel transparent. Așa. Dar în momentul când se aplică pe față... În contact cu pielea umedă. Pielea umedă și agitând sau... Da, trecând cu mâna peste. Obogenizând așa pe obraz, ea se transformă într-o spumă foarte albă, așa. Și plăcută. Și spuma aceasta ajută bărbatul. Ajută foarte, creează o stare de a muia barba. Muia bine barba, da? Muia bine barba, care eu mă folosesc foarte bine. Și pielea nu se irită după... Nu se irită chiar deloc, pentru că conține și produsul de aloe vera. Aloe vera, da. Deci automat, mă simt foarte bine. Intră la rădăcina firului de păr și acționează de acolo și ne dă posibilitatea să se formă mai ușor. Deci eu folosesc așa ceva și pentru că și conține și aloe vera, deci sunt și protejat și chiar creează o stare foarte bună și de confort în momentul ăla. L-ați recomanda. Îl recomand cu mare plăcere tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Și unei doamne. Și unei doamne, că și dumneavoastră și femeile care folosesc în anumite zone pentru a scăpa de pilozități. Da, așa pot să folosesc acest produs, cum folosesc eu pentru bărbit, pot să folosească și am înțeles. Deci doamnele este benefic și bineînțeles. Nu doar pentru că doamnele au mai multe metode de epilare, de îndepărtarea părului de pe anumite zone. E mai complicat zone, la desi. Mai complicat, dar pot să-l folosească cum îl folosesc noi bărbații. Încrederea, da. Cu toată încrederea. După ce am terminat de bărbirit, m-am lipezit pe față foarte frumos. Spuneați că vreți, apropo, la vară vreți să scăpați de păr, intenționați să vă radeți sau să vă tundeți cu mașina? Așa am procedat, m-am tuns cu mașina la zero, cum ar veni, numărul și zero. Nu dați cu lama? Și nu dau cu lama deloc, pentru că chiar da, mă simt confort. Știu că lama întărește în momentul în care... O fi întărind, nu știu care e problema. Sugestia mea ar fi fost să utilizați gelul de bărbărit. Gelul de bărbărit, dar nu-l folosesc. Dacă vreți să vă radeți pe cap. Dacă vreau să mă rad pe cap. Dar eu am aplicat metoda cu șamponul jojoba, pe urmă cu aloe first-ul și pe urmă aloe vera gelii care am aplicat. Deci asta a fost rețeta mea pe care eu am și mi-a dat rezultate și să mulțumesc. Că voi încerca, vreau să mai repet procedura respectivă de tratament, adică vreau ca să iar să dau jos podoapa capilară, părul să-l dau jos și să încep un nou tratament. Deci în ideea că voi folosi acest produs de îngrijire. De îngrijire și eu voi folosi și lama de bărbărit după ce mă tun zero și o să văd rezultatele dacă se întărește rădăcina părului sau nu. Și într-o emisiune ulterioară o să vin la dumneavoastră și o să vă prezint rezultatele și chiar așa și cum fotografiile. Ați fost cu o anumită constituție la un moment dat și ați venit după aceea și ați zis iată-mă, am avut curajul să experimentez și... Da, am spus și în emisiunea următoare cum am început și cu pachetul Clino, deci eu m-am transformat cu post de cobai, deci și aici am curajul să folosesc aceste produse, că pentru că le-am mai folosit și alte produse și nu m-au iritat, nu mi s-au întâmplat nimic. Și oricum, chiar cred că tot trebuie să folosești ceva de îngrijire și dacă e să apelăm la un produs, să fie ceva de calitate. Ceva de calitate, da. Urmă, după ce am terminat de bărbărit și mi-am uscat un pic fața, eu folosesc acest Pride. Pride. Gentleman's Pride, da, se cheamă. Adică, în traducere pentru ascultători, mândria bărbatului. Da, și chiar o sună frumos și îmi place enorm cum sună expresia, cuvântul, și acesta îi aplic un strat subțire, nu numai că rămâne în continuare fața catifelată, dar când trec așa pe lângă soție sau lângă persoane care au gustul plăcut de o aromă specială, nu? Ceva plăcut. Dacă îmi permiteți, ce are el și vă creează așa plăcere. Este alcohol free, adică nu are alcool. Asta îmi spune despre faptul că nu irită pielea. Substanțele din comerț care sunt puse în produsele de îngrijire după bărbierii, de obicei conțin alcool, care alcool este iritant, este agresiv pentru pielea proaspăt bărbierită.
De aceea un... Și care au miros ofin și se apropie, poți da, să spună și fiul ăla, că zici mai, că ai consumat mai, alcool. Da, exact, e mai dur. Și este un adevărat balsam pentru piele și dacă mă uit foarte atent cu lupa pe eticheta produsului, reușesc să descoper ca prim ingredient aloe barbadensis leaf juice, adică suc din frunza de aloe barbadensis Miller, care este planta folosită de americani pentru a fabrica aceste produse minunate. Da, este bine că folosiți produse din această gamă, din acestea foarte, foarte bune. Pentru încrejere exterioară. Dar nu spune doamna că sunt scumpe. Soția spune întotdeauna multe că nu sunt scumpe, dar și când ea își cumpără, că sunt produse care sunt și pentru părți feminine și atunci eu ce fac? Îi fac un calcul la produsele de aloe vera care... Nu, o să discutăm într-o emisiune viitoare. Practic asta vă poate spune cineva care vine la dumneavoastră și ar intenționa să achiziționeze aceste produse. Vă poate da o replică de genul că sunt cam scumpe. Păi dacă sunt scumpe, atunci noi avem și modalitatea de a se înscrie în această companie și le poate lua la o reducere. Cu preț mai mic. Cu preț Dar mai mic. Raportat la ce? Puteți să-l întrebați. Raportat la ce este scump? Adică dacă pe un bidon, eu am văzut, am mers în hipermarket și am văzut, de exemplu, bidoane de 2 litri de gel de duș sau 2 litri de șampon care costau 2-3 lei. Eu aș vrea să folosesc o alt fel de expresie când spuneți scump. Este un scump atât de drăguț, e un scump. Eu la asta mă refer. Adică eu nu mă lăs la valoros. Valoarea banului. Eu mă refer... O valoare în sine. În sine. E un scumpete de produs, da, da. Așa cum e. Și un scumpete de băiat, un scumpete da. De fată. Eu la asta mă refer când e scump. Și viața, viața noastră fiind atât de scurtă și atât de plină de probleme, chiar nu are rost să ne zgârcim și să dăm ieftin, nu? Da, și bă, comparat la pentru câtă perioadă de timp mă ajung aceste produse, calculate pe luni și zile, eu nu cred că m-aș uita la 0,50 da, de bani și spuneați, sau 70 de bani. De exemplu, data trecută îmi spuneați, îmi relatați ceva foarte interesant, adică chiar un calcul care mie mi s-a părut extrem de bun pentru de făcut pentru cei care nu au încredere că ar fi niște produse bune. Dar noi avem un catalog care dacă da. Cine vrea da, informații. Asta să termin ideea. Da. Acolo mi-a spus așa despre deodorantul acela de dat sub braț că va ajunge 6 luni de zile și chiar mai mult. Și chiar mai mult și la preț ajunge foarte bine. Adică ați dat dumneavoastră o estimare de preț și mi s-a părut extrem de rezonabil, chiar da, e foarte da, bun. Da. Nu, da, dar, faptul dar că... noi n-am făcut, dacă permiteți, noi da. Nu facem un calcul, de exemplu, am venit la dumneavoastră, am venit cu calculatorul ăsta, produs atâta costă pe zile, deci noi n-am da. Venit cu din punct sigur, de vedere al matematicii, noi am venit bani, din punct de vedere al sănătății, al confortului, a stare de bine. Da, spunea o prietenă de-a noastră, că pe piață există multe mașini și fiecare are calitatea sa, dar una este Mercedes, alta este BMW. Până nu este... intri ea să te simți confortabil, așa, dar, ar fi pe măsura ta, nu ai ce. Dar să... dacă e să compari o mașină de 30.000 de euro cu una de 2.000 de euro, realizez că e un pic și la calitate, este. E superioară și de aceea cel care plătește prețul este conștient de acest lucru, nu este doar un moft, la fel și cu produsele naturale, fie că este vorba de suplimente sau de produse de îngrijire, cine plătește un preț trebuie să fie conștient că în spatele prețului există... Vedeți dumneavoastră, când luați o mașină, faceți un test drive. Așa. Și atunci vei găsi mașina ta ideală și dorită. Potrivită. Da, potrivită. Ei, cine vine în cadrul companiei noastre? Cine vine să
cunoască aceste produse, cine mă caută pe mine, că voi lăsa un număr de telefon, așa, cine mă va căuta pe mine, eu pot să, fiindcă am produse începute care le consum și le pot pune pentru a face un test cu ele. Și în momentul în care, asta ca încercare, cum spuneam dry test. Când spuneam în emisiunea trecută, zici că domnul Vasile, dumneavoastră, ați încercat aceste produse, dar e vorba de clinou. Doamne, eu n-am încercat clinou, le-am consumat, le-am mâncat, care nu se încearcă. Deci, deci Vasile, eu am intrat hotărât în acele produse. Vasile nu doar a băgat un deget în apa oceanului, s-a băgat cu totul. A băgat cu tot așa, am zis, ori. Da. Și uitați-vă că sunt în emisiunea dumneavoastră și de această dată și dacă o să mă mai invitați, o să revin. Domnule Vasile Ignat, cum ați reușit să faceți față la efortul deosebit acela de a manageria o activitate de genul acesta, o școală de șoferi cu mulți angajați, cu foarte mulți cursanți? Da, în primul rând știu că aveți un tovarăș de calitate cu care împărțiți absolut toate lucrurile și aici contribuția trebuie amintită, contribuția soției dumneavoastră, dar personal dumneavoastră cum ați reușit și cum reușiți să faceți față la tot fluxul de presiuni pe care există, pe care îl avem în ziua de azi din partea societății. Da, așa cum spuneam, suntem împreună cu soția, suntem administratorul școlii șoferi Smart Driving și totodată managerii acestei societăți de 12 ani. Da? Așa. Și avem rezultate, cum spuneam, în topul școlii șoferi din 2009 și din 2012 în topul firmelor băcăoane an de an. Numărul salariaților a crescut, numărul de mașini au crescut și iată responsabilitatea a crescut și mai mare, stresul așa. Și mai mare, numărul de elevi au început să vină și mai mulți și cam fiecare cu caracterul lui, cu toți avem anumite deficiențe, ca să zic așa, dar le depășim mai ușor, mai greu, dar să știți, de când am găsit aceste produse în această companie de aloe vera, să știți că starea mea de sănătate, de energie, de capacitate, de viteza de reacție, care este foarte necesar în cadrul școlii de șoferi și, cum spuneam, am consumat clinouă. Bineînțeles. Vreau să-mi dați un minut să-i salut pe ascultătorii din Marea Britanie care sunt alături de noi. Le spunem bună seara și bine ați venit alături de emisiunea Responsabilitate pentru Sănătate. Și să le amintesc că dacă sunt pentru prima dată alături de noi, că Vasile Ignat a trecut printr-o transformare extraordinar de spectaculoasă, exact, putem să spunem așa. Dânsul a reușit ca în două luni de zile să-și aranjeze, vorbind aici eufemistic, metaforic, cum vreți să spuneți, să-și aranjeze un pic trupul, chipul, da, să-și aranjeze atât înfățișarea cât și greutatea, să o aranjeze să coboare de la 120 de kilograme la 100 de kilograme, da, ceea exact ce este nu fantastic, ci foarte benefic pentru întregul lui organism. Și aceasta făcând o cură cu câteva produse, ne-a prezentat dânsul în emisiunea anterioară. Care le-am găsit în clinouă. Exact, a reușit să se echilibreze. Desigur, a mai contribuit aici și o schimbare în dietă. Dânsul era și cred că a rămas un pic gurmand, dar este mult mai atent la alimente. La consuma, nu mai consum în cantitățile chiar nu mai este atât exageram de lacom, așa cum lacom cum eram. Și a mai contribuit seama un factor la această dereglare care a apărut în timp. Nu știu dacă este principalul, dar e unul din factorii importanți. Dânsul are o activitate relativ sedentară, pentru că fiind instructor în cadrul școlii de șoferi, doar se așează pe scaun și apasă pedalele de la mașină, eventual mai trage volanul cursantului,
dar în rest intervine exact la timp. Intervine la timp, dar în rest el nu face mișcare fizică și asta determină. Oricum o concentrație maximă există acolo și o atenție deosebită, adică trebuie să fie înainte de a se produce impactul. Și de aceea dânsul a acumulat acele kilograme după pensionare, a acumulat acele... Cred că stresul este de bază, l-aș lua eu ca un termen. Și corpul nostru încearcă să-și facă un soi de tampon în fața agresiunii mediului extern și clădește în zona abdominală, clădește și ca un soi... nu mi-au fost chiar atât de regulate. Regulate, exact. Așa. Și organismul clădește un soi de airbag de protecție care să prevină cumva șocurile dure din viață. Și revenind la ce este Vasile în momentul de față, după Clean 9, adică după acel procedeu de curățare care a durat 9 zile și încă 9 zile și după încă 9 aceea, zile, după aia am început cu Fit 15, după dar tot acestea, produse din Clean 9, numai că ele erau alte 15 zile. Deci după ce a făcut această procedură de curățare, Vasile s-a gândit că ar fi bine să continue să-și mențină greutatea corporală cumva în parametri în care există acum. Exact, dar nu numai că vreau să mențin greutatea și în parametri, cum spuneți dumneavoastră, dar la mine am avut provocări în rețeaua de socializare și persoane care au început odată cu mine sau după mine să consume aceste produse, chiar au fost lăudabile produsele, chiar m-au și felicitat pentru curajul pe care l-am avut, că datorită mie au început și ei să consume, deci trebuia deci să fie cineva la înaintare. Care n-aveau curajul, deci curajul. Trebuia să fie cineva la înaintare care, cum v-am spus, am fost chiar... un soi de cobai. Da. Și atunci mă întreabă, și ce o să faci în continuare? O să consumați Clean 9 toată viața? Și am spus, nu, m-am oprit. Deci eu consum, am trecut la dieta mea, la consumul meu zilnic, dar nu mai fac abuzul care l-aveam. Mâncam pâine până... Deci cumva s-a resetat exact. Ceva în interiorul creierului. Nu mai sunteți atât de lacom. Nu mai. Atât. Deci sunt chipzuit la toate, eu lăs stomacul să fie mai flămând mai bine decât să fie. Și atunci eu am găsit modalitatea în cadrul companiei, stă deci de vorbă cu nutriționistul meu principal, tehnician nutriționist, care omul a citit de-a lungul timpului foarte multe rețete, foarte multe produse și nu numai de pe care sunt la plicuri sau la cutii, plus ce a luat informații din rețeaua de socializare despre unele produse, deci un bagaj de cunoștință și informații pe care eu mulți ani mi-ar fi trebuit de aici încolo ca să pot să studiez. Păi le având gata puse pe tavă informațiile, mi-a zis, domnul Vasile, vedeți că în pachetul dumneavoastră Clean 9 o să găsiți Forever Garcinia Plus. Zic, da, dar nu am văzut separat. Și zice, ba da, sunt niște flacoane care înăuntru sunt acele capsule și le găsiți acolo. Și este de recomandat că dumneavoastră, dacă vreți să aveți un echilibru, este recomandat că la fiecare masă să luați acele două tablete. Sincer, vă spun, nu iau la fiecare masă, iau în fiecare dimineață atât. El așa ar trebui să iau și la prânz și seara. Dar eu vreau dimineața, după ce îmi beau păruță cu gel, care vă povestea 100 sau 120 de mililitri, după aceea îmi iau cele două garsinea și sunt mulțumit. Și restul îmi respect mesul în timpul zilei. Cu gelul de aloe, dumneavoastră, pregătiți un pic stomacul exact. Și intestinele. Păi am aici de față și gelul de aloe, că de asta am vrut să vă spun, face casă bună împreună, deci iau din bidonașul practic, galben. Practic, eu am văzut la dumneavoastră că adică gelul de aloe este cam peste tot. Exact, și călătoria mea le au. E o combinație cu de toate. Cu de toate. Adică merge și cu pulberi să puneți în el, merge și cu capsule. Exact, deci capsulele înghit. Deci pot să înghit cu aloe, dar nu, eu iau păruța la separat, mai stau un pic așa și după care îmi iau cele două capsule cu apă cu pH-ul cel mai bun, nu fac publicitate numai dacă mă sună cineva îi spun ce apă bună între folosesc. Caracteristicile plantei de aloe, amintim ascultătorilor, dacă nu s-au informat și doresc să audă, să știe, domnule, la ce e bună aloe asta?
Aloe detoxifică foarte bine corpul. De la intrarea în cavitatea bucală începe să echilibreze pH-ul, după aceea străbătând tractul digestiv în stomac echilibrează de asemenea pH-ul, adică scade aciditatea din zona stomacului. Mai apoi în intestine reglează flora intestinală, dă posibilitatea florei intestinale să se dezvolte cea benefică și nu cea distructivă, gen candida. Și mai apoi, prin fibrele componente, prin ingredientele, cele peste 200 de ingrediente naturale pe care le are planta de aloe, determină un tranzit excelent al tubului digestiv, adică cei care sunt un pic cu tendință spre constipație vor avea un tranzit excepțional de bun și de reglat. În fiecare zi, ceas, va fi la cea la vreau să mai spun, vă rog. Garcinia, de ce îl consum eu? Pentru că am citit în prospectul respectiv, pentru că este pentru arderea grăsimilor. Deci eu, cum vă povesteam în emisiunea anterioară, nu numai că am dat 20 de kilograme jos, vreau să mai dau încă 10. Rețineți, până mă hotărăsc vara asta, când voi da și celelalte 10 kg, eu voi consuma aceste produse, tablete Forever Garcinia Plus, câte două tablete din ea, și dacă dă rezultate la arderea grăsimii și scad în greutate normal și eficient și lent, eu voi fi foarte mulțumit și nu o să fie nevoie să investesc acei bani în Clean 9, că da, toată lumea se gândește tot la bani. Da. E ca mai ieftin o garcinia decât un Clean 9, dacă dă rezultate în timp. În calitate de pasionat de produse naturale, vă spun acum cu lupa în mână, o să citesc ce conține de pe eticheta produsului. Conține calciu la 3 capsule, are 36% din doza zilnică recomandată. Apoi urmează crom, care este 750% din doza zilnică recomandată, adică e vorba de 300 de micrograme. Cromul este un microelement care joacă un rol deosebit în metabolismul zonei pancreasului. Deci pancreasul folosește acest microelement pentru a regla cantitatea de zahăr. Adică pofticioșii care mănâncă multe dulciuri, apropo, dumneavoastră, mai aveți aceeași poftă de dulce ca înainte? Nu mai este aceeași poftă. Dacă vreau să vă adaug ceva la ce a spus dumneavoastră, spuneți. Substanțele din tabelul Mendeleev le găsiți, 75% le găsiți în aceste produse aloe vera. Foarte interesant, foarte interesant. Am citit și eu undeva și am văzut și sunt convins. Pe tot locul găsești și fier și seleniu. Da. Toate produsele absolut, le găsesc, absolut toate. Calciu, tot. Deci, spuneam de crom, care funcționează, ajută foarte mult și pancreasul. Mai apoi, extractul de Garcinia Cambogia, care este o plantă cu efect antioxidant și care nu are o doză zilnică stabilită, are 1500 de miligrame pe cele 3 capsule. Este extrem de benefică pentru că are un conținut mare de acid hidroxicitric care arde grăsimile, așa cum spunea Vasile. Acidul hidroxicitric este în cantitate de 750 de miligrame. De asemenea, mai conține extract de roșcove și mai are câteva ingrediente. Deci utilizarea sa, metabolismul normal al macronutrienților, menținerea concentrațiilor normale ale glucozei în sânge. Deci cei care au cumva tendința de a crește cantitatea de zaharuri din sânge, adică riscă diabetul, pot să folosească acest supliment pentru a regla cumva, ajutând pancreasul pentru a regla cumva nivelul de zahăr din sânge. Desigur, totul sub supravegherea unui medic, pentru că noi punem accent pe calitate, în sensul că dacă aveți un medic curant care vă supraveghează, este bine să-i acordați toată încrederea, este bine să mergeți cu aceste produse la medicul curant. Dumneavoastră ați fost cu ele la medicul dumneavoastră curant? Eu am mers la medicul meu de familie, am
discuta problema respectivă și a zis nu este împotrivă la a consuma aceste produse. Dar vreau să spun că acum dacă vreau să mă întâlnesc cu medicul, întreb dumnealui dacă se simte bine. Așa. Și stă bine. Apropo, cu sănătatea. Apropo, dumneavoastră folosiți vreun medicament? N-am folosit niciodată și nici nu folosesc, dar pentru mine a fost nevoie această cură pentru detoxifiere, pentru că servesc la raft ca toată lumea și știm prea bine ce se consumă de la raft. Este fantastic pentru că Vasile a depășit 60 de ani și dragi prieteni, uitați-vă în jurul dumneavoastră câți oameni de 50 de ani deja sunt trecuți pe protocoale medicamentoase și dacă ești la pensie, de la pensie până la sfârșitul vieții, ei rămân pe acele protocoale și niciodată nu se mai... Mi-am luat o măsură preventivă, deci aș recomanda tuturor care se încred că stau foarte bine cu sănătatea să nu se lase până ultima clipă când încep durerile sau slăbirea. Deci noi folosim, dumneavoastră recomandați folosirea... Preventiv. Cu că sunt alimente, suplimente nutritive, sunt alimente. Auzim persoane care ies în față și spun tot timpul, vai, eu am fost bolnavă, am avut 100 de boli, am avut 1000 de medicamente, am avut ani de zile de suferință și am folosit astea și m-au făcut bine. Da, dar mai întâlnim și persoane care spun că, vai, n-am nimic, sunt sănătos. Și eu de ce le-aș lua? Și numai ce mai durează o perioadă de timp și auzi lucruri neplăcute. Bun, și celor care sunt tineri, relativ tineri, la 30 de ani și ei vă spun, mulțumesc, eu nu iau așa ceva pentru că eu mă simt bine. Asta e decizia ta, eu nu pot să forțez. Ce îmi spuneați mai devreme? Mâncăm cu toții de la raft. Mâncăm cu toții de la raft, știm ce mâncăm. Ne uităm pe cer, vedem avioanele care împroașcă cu substanțe nocive, deversează în atmosferă otrăvuri diverse, dar vedem automobilele care... În oxid de plumb. Exact, automobilele care lasă în urmă un nor de fum. Ne ducem la raft, la magazin și ne uităm cu lupa și vedem lângă ingredientul principal 100 de ingrediente secundare numite euri, despre care știm că sunt extrem de nocive și atunci ne întrebăm, oare cel de 30 de ani ar trebui să facă ceva să se protejeze? Și atunci trebuie o cură, o detoxifiere. Categoric și cel de 30 de ani. Sunt substanțe sau sunt în alimente. Se impune ca noi toți să luăm măsuri și să nu ne plângem în ultima fază când deja constatăm instalarea unei boli. Exact. Deci suntem în 2018, vedem cantitatea uriașă de stres, de presiunea care apasă pe fiecare dintre noi și sugestia pe care vă facem este aceea de a deveni mai responsabili, dragi ascultători, aceea de a vă ocupa dumneavoastră de mecanismele care v-au fost date în bună stare de către creatorul dumneavoastră și pe care nu are sens să le duceți, să le verifice altcineva care poate este mai bolnav și este mai cu probleme decât dumneavoastră. Dragii noștri, dacă îmi permite, vreau să susțin în continuare acest produs Forever Absorbent C, pentru că dimineața, cum vă spuneam, eu îmi beau paharul cu gel de aloe, așa, 100 sau 120 de mililitri, dar eu în timpul zilei eu iau absorbentul C, pot să iei până la 4 tablete să le dizolvați, să le dizolvați în gură. De ce? Vă pierde cheful de a mai fuma. Deci eu tare m-aș bucura dacă din populația țării măcar 10%, 15% pentru ce s-ar lăsa de fumat cât... Da. O să discutăm într-o ediție ulterioară. Mai veniți la noi? Vin cu mare plăcere. Cine vrea să mă contacteze, aș vrea să las un număr de telefon pe postul dumneavoastră de radio. 0746-220-166. Mai repetați-l o dată. Deci 0746-220-166. Vasile Ignat din Bacău. O adresă de e-mail ne dați? office@aronsmartdriving.ro. office@aronsmartdriving.ro. Așa. Pentru cei care sau școala de șofer Smart Driving din Bacău, din incinta liceului program sportiv lângă biserica Precista, vis-a-vis de BCR, Banca BCR. Am înțeles.
Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să veniți, să vă rupeți din timpul dumneavoastră pentru a ne relata și nouă, a ne învăța. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitația dumneavoastră și vin cu mare plăcere pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră de radio. O seară liniștită doresc tuturor ascultătorilor și mai ales celor care sunt în străinătate. Dacă doresc să ne contacteze, o pot face pe paginile de socializare. Vasile Ignat, îl găsiți pe Facebook. De asemenea, Nicușor Ploșniță, mă găsiți pe Facebook. Și ar vrea să le urez multă sănătate, le doresc multă sănătate, să consume cu încredere produsele care eu le prezint în emisiunea dumneavoastră, pentru că eu le-am mâncat și le-am consumat. Nu au fost încercate. Deși pot să vină să le încerce, e dorința lor, dar vă spun eu că vă garantez că o să vă îndrăgostiți de ele și o să aveți rezultate și același lucru veți face și dumneavoastră mai departe, veți spune prietenilor dumneavoastră, rudilor și veți folosi în familie împreună cu copiii. Produse extraordinare. E bine, mulțumesc frumos Vasile Ignat. Și eu vă mulțumesc. Pe curând. Și tu la emisiunea Responsabilitate pentru Sănătate, acolo unde punem sănătatea ta pe primul loc.